Știu că îți poate fi greu uneori cu un program de muncă solicitant și cu un patruped care are nevoie de atenție și, desigur, grijă maximă. Am găsit o soluție pentru tine și suntem siguri că o să-ți placă. La Tina's Pets am găsit toate serviciile posibile și imposibile. Îți duci blănosul acolo, iar tu îți poți lua o vacanță sau poți munci cu spor în continuare. Animalul va fi hrănit, îngrijit și iubit. Poate fi luat de acasă și plimbat și, ce crezi, există cineva care chiar ar putea să-ți ude plantele dacă ai nevoie. În această perioadă în care multe persoane sunt nevoite să muncească de acasă, grădinița de căței vine în ajutorul stăpânilor care au nevoie de liniște pentru a se concentra la ședințele online sau care pur și simplu nu au timp să le oferă cățelușilor mișcarea și atenția cuvenită. Ramona are un program încărcat, va avea o filmare în curând și are încredere că Zein va avea parte numai de bucurie. Oamenii aici își lasă mai mult animale de companie la prieteni, la familie. Eu nu am opțiunea asta. Acolo au o grădină foarte mare unde căței se joacă, dorm împreună, stau împreună, deci nu este singur toată ziua într-o cămăruță mică.